Sla Târâcolu se va opri din actorie? Iată noua meserie a lui Sla. Bună, dragi urmăritori! Bine ați venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru înainte de a accesa videoclipul nostru. Distrați-vă cu videoclipurile noastre de analiza știrilor din reviste. Sla Târâcolu se va opri din actorie? Iată noua meserie a lui Sla. Suntem aici cu cele mai recente evoluții despre Sla Târâcolu și Halil Brahim Ceyhan. Selese Târâcolu, despre care se zvonește că va părăsi serialul TV Kizilik Sherbet și a anunțat noua profesie. Iată cele mai recente declarații de la Sla Târâcolu. Acum stai jos și privește-ne cu atenție. Sunt sigur că această veste te va surprinde puțin. Urmărește videoclipul nostru până la final pentru a afla detaliile știrilor. Nu uitați să dați like, share și comentați videoclipul nostru. Suntem aici pentru tine, scopul nostru este să-ți aducem cele mai recente știri cât mai curând posibil. Veți vedea că depunem mult efort în acest proces. Vă rugăm să nu ne lăsați singuri în acest proces. Vă mulțumim anticipat pentru tot sprijinul dumneavoastră. Te iubim! Să intrăm în detaliile știrilor. Astăzi este ziua serialului de televiziune Cranberry Sherbet. Au fost știri care vă vor surprinde despre serialul, care va ajunge pe ecrane în această după-amiază cu episodul 52. Bomba anului va exploda cu episodul care va fi difuzat în această seară. Avem o dată pentru finalul sezonului, 7 iunie, sorbetul de afine continuă. Să bată recorduri. În serialul, care începe cu povestea lui Dua, fiul unei familii bogate și conservatoare, care rămâne însărcinată de iubita sa, Fatih, fiica unei familii seculare, apare din nou o criză de bebelușii. Două familii se vor întâlni din nou față în față în ceea ce privește copilul. Evenimentele șocante ale serialului vor deschide o dezbatere. Dacă problema avortului este status quo-ul sau dacă a dispărut complet interzis. În seara asta vom afla cine este însărcinată. Acesta va fi un dezastru. Pe de altă parte, s-a aflat că, dacă nu există o nouă dezvoltare, seria va avea finalul sezonului pe 7 iunie. Finalul de sezon al seriei este programat să aibă loc înaintea campionatului european de fotbal, care începe pe 14 iunie. Să vedem dacă toate nodurile sunt rezolvate în episodul din această seară. Pe de altă parte, cei care au văzut-o pe Sla Târâcolu lucrând ca cameraman în filmările din culise ale seriei Cranberry Sherbet au fost șocați. Actorul, care spune că a visat mereu să fie regizor, pare să fi început să lucreze pentru ca acest vis să devină realitate. Există evoluții interesante în episodul de astăzi din seria Cranberry Sherbet. Episodul 52 al serialului se pregătește să prezinte publicului evenimente șocante și rezolvarea unui mare mister. Surprizele care așteaptă publicul în episodul din această seară cresc tensiunea poveștii care se îndreaptă spre finalul sezonului. În serial, povestea care începe când Dua, care aparține unei familii conservatoare, rămâne însărcinată cu Fatih, fiica unei familii laice, evoluează într-o dimensiune neașteptată. Criza bebelușului aduce din nou două familii față în față. În episodul din această seară, pe agenda apare și subiectul avortului alături de evenimente legate de bebeluș. Conflictul dintre două familii face publicul să reflecteze și să se întrebe cât de sensibil este subiectul din punct de vedere social. Dezvăluirea cărui personaj este însărcinat în episod va adăuga o nouă dimensiune serialului și va lăsa publicul cu mare curiozitate. Criza bebelușului și evenimentele care vor avea loc vor întări tema principală a serialului și vor duce, de asemenea,
publicul într-o călătorie emoțională. Mai mult, conform informațiilor primite de producătorii serialului, dacă nu există noutăți, serialul Cranberry Sherbeti este programat să aibă finalul de sezon pe 7 iunie. Această dată va coincide cu campionatul european de fotbal și va umple publicul de entuziasm înainte de sfârșitul sezonului. Finalul de sezon al serialului este de așteptat să prezinte publicului un episod final plin de evenimente neașteptate. În plus, telespectatorii care au vizionat Sla Târâcolu, care lucrează ca cameraman în filmările din culise de pe platoul serialului, și-a dat seama că actrița a început să lucreze pentru a-și îndeplini visul de a regiza. Acest nou pas în cariera lui Târâcolu reflectă dorința lui de a-și arăta talentul în spatele platoului de filmare. Nu numai prin actorie, ci și ca parte a proiectului. În episodul care va fi difuzat astăzi, criza bebelușului care a apărut în urma sarcinii lui Doacu Fatih se adâncește cu evenimentele. Conflictul dintre cele două familii aduce serialul într-o atmosferă incitantă și determină publicul să aștepte un moment important de decizie. Decizia privind bebelușul este discutată prin problema avortului, aruncând astfel lumina asupra problemelor sociale. Mai mult, conform informațiilor primite de producătorii serialului, pe 7 iunie va avea loc finalul de sezon, care stârnește curiozitatea telespectatorilor cu privire la viitorul serialului și soarta personajelor. Faptul că finalul sezonului coincide cu campionatul european de fotbal adaugă mai multă emoție seriei. Este un detaliu notabil că Sla Târâcolu este văzut în spatele camerei. Visul regizoral al actorului și talentul său în spatele camerei de filmare oferă publicului o perspectivă diferită. Noua experiență a lui Târâcolu în acest domeniu poate fi văzută ca dorința lui de a-și arăta talentul dincolo de actorie. Deci ce crezi despre asta? Opiniile tale ne luminează calea. Noi suntem aici pentru tine. Scopul nostru este să vă aducem cele mai precise și actualizate știri. Cât mai repede posibil. Ne vedem în comentarii. Vă rugăm să vă împărtășiți opiniile cu noi. La revedere deocamdată, ne vedem la următoarea recenzie. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți videoclipul nostru prietenilor tăi.